Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Marea Media. Aproape 20 de evenimente dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, de la Alba Iulia, au pregătit autoritățile locale din Mireșul Mare pentru a marca acest moment istoric. La Căminul Cultural, elevii școlii gimnaziale din comună au pregătit un eveniment dedicat Zilei Naționale a României. Așa cum spuneam, cea mai importantă parte a istoria poporului român este și la punerea burului, unirea celor trei principate între granițele pe care noi astăzi le știm. Am vrea să mulțumesc, în primul rând, celor care astăzi v-ați făcut timp să sărbătorim sărbătoarea centenarului, sărbătoare care, după cum se vede, este în sufletul și în simțirile fiecăruia dintre noi. Sunt onorat și suntem onorați cu toții de prezența preoților din toată comuna. Suntem onorați de prezența doamnei consilier județean Monica Roman, care este și concetățeana noastră. Suntem onorați de cadre militare, domnul comisar șef Cristian Radu din Lucrăcești, domnul colonel, vă rog să veniți și dumneavoastră aici. Și în ultimul rând, suntem cu toții onorați de prezența acestor flori extraordinar de frumoase, flori de vii care, de fapt, nu sunt altceva decât viitorul acestui an. Noi, întâmplător, în spatele nostru, se află copilașii care o să ne ridice moralul spiritual și patriotic, educați de către directorul școlii Lucica Mogoș și de către profesorii care au contribuit la acest, sau care sunt prezenți la acest eveniment. Așa cum v-am obișnuit, nu o să continui cu prea multe vorbe. În, ca și o fază de încheiere, ar vrea să simțiți, așa cum și simt și eu, că nația română este pe primul plan. Trebuie să fim atenți. Cum suntem informați? Ce informăm? Dar în primul rând să simțim românește, să simțim că la asemenea evenimente, indiferent de ce probleme am avea, toți suntem frați români. Din acest moment, am să cedat microfonul doamnei Emilia Păr pentru a continua cu sărbătoarea noastră. La mulți ani Mireșeni, la mulți ani români, la mulți ani România! Și din inimioara cea mică înălțăm mare urare.
iar acum ție, Doamne, îndrăznima te rugăm, miluiește România după mare mila ta. Duhul păcii să pătrundă tot pământul românesc și ca frate să trăiască cei ce într-unsul locuiesc.
face tot ce avem noi, ne scutrăm. Dar când neamul izgulește și vrășmași ne vine prag, mii de oși cu el se aducă. Noi suntem români destuni. Când de piept cu noi se apucă, aibă cerul mila lui. Neamul nostru-i neam cu stare, între cerul și pământul. Nu-l pripea venit călare dintre cele patru vânturi. N-am furat la nimeni țară și nici cer că le-am avut. De la prima scânteioară, de la primul început. Neamul nostru-i foc și apă, pământ și este cer. Cine poate să pice apă nepătrunsul lui mister? E ziua ta, o Românie, veni cu cântece și flori, să îți urăm mulți ani ferice, să fii frumoasă ca o stea, iar noi oricând să putem zice, mi-altă țară ca a mea, la mulți ani iubită țară, din Carpați până la mare, să te dezvolți ca o floare, să trăiești, să înflorești, vrednici pe tot să crești. Nu te scuză, când doar